4. La Granci. 22. Fratele mai mare. Ce veste minunată cu puiul de delfin! Îmi închipui ce încântat a fost Cris când părinții mândri l-au adus în casă. Trebuia să auzi ourile și aurile colegilor mei când au văzut caseta cu ei notând împreună și cu Cris călărind pe spatele delfinului. Mi-am propus să-l botezăm Sputnik, care înseamnă și însoțitor pe lângă satelit. Îmi pare rău că a trecut cam multă vreme de la ultimul meu mesaj, dar din buletinele de știri ți-ai făcut probabil o idee cu privire la munca uriașă care ne aștepta aici. Până și capitan Tania a trebuit să renunțe la pretențiile ei de a impune un program regulat. Orice problemă se rezolvă atunci când apare de către cine se întâmplă să fie la îndemână. De dormit dormim când nu ne mai ținem pe picioare. Cred că avem dreptul să ne mândrim cu ce am făcut. Ambele nave funcționează și suntem aproape de sfârșitul primei runde de teste pentru hal. În câteva zile vom ști dacă putem avea încredere în el să zboare pe Discovery când vom pleca de aici la întâlnirea finală cu fratele mai mare. Nu știu cine i-a dat primul acest nume. Rușii se înțelege nu prea erau entuziasmați. Și ei s-au arătat chiar sarcastici față de schița temea doiului nostru sublinindu-mi de câteva ori că este la o distanță de aproape un miliard de kilometri de Taiko. De asemenea, Bauman nu a raportat niciun fel de anomalie magnetică și singura asemănare cu TMA1 este doar forma. Când i-am întrebat ce nume preferă, ei au propus Zagatka, care înseamnă enigma. E într-adevăr un nume excelent, dar toată lumea zâmbește când încerc să-l pronunț, așa că l-am botezat fratele mai mare. Oricum l-ai numi, este la 10.000 de kilometri departare acum, iar excursia nu va dura mai mult de câteva ore. Dar ultima scenă ne-a enervat pe toți, nu mă feresc să ți-o spun. Am sperat că am putea găsi câteva informații la bordul lui Discovery. A fost singura dezamăgire, deși ar fi trebuit să ne așteptăm. Hal, bineînțeles, s-a deconectat cu mult timp înainte de impact, așa încât nu știe ce s-a întâmplat. Bauman a luat toate secretele cu el. Nu s-a găsit nimic notat în jurnalul de bord, iar despre sistemul de înregistrare încă nu știm nimic. Singurul lucru descoperit a fost pur personal un mesaj pe care Bauman l-a lăsat pentru mama sa. Mă întreb de ce nu l-a trimis niciodată. Cu siguranță s-a așteptat, s-au sperat să se întoarcă pe navă după ultima Eva. Desigur, am înmânat mesajul doamnei Bauman. Ea este îngrijitoare undeva în Florida, iar condiția ei mentală este săracă. Așa încât acest mesaj ar putea să nu însemne mare lucru pentru ea. Ei, cam astea toate știrile pentru moment. Nu pot să-ți spun cât de dorm este de tine, ca și de cerul albastru și mările verzi de pe pământ. Toate culorile sunt roșii, portocaliu și galbene. Adesea, la fel de frumoase ca un fantastic apus de soare. Dar, după un timp, una dintre ele se dezvoltă bolnăvicios până la celălalt capăt al spectrului. Vă transmit toată dragostea mea amândurora. Voi suna cât de curând voi avea posibilitatea.